La ședința executivului a fost adoptată legea privind protecția mediului înconjurător. Acest proiect interzice introducerea importului, exportul și păstrarea produselor care conțin azbest, cum ar fi foile de ardezie. Cu această ocazie, ministrul mediului Valeriu Munteanu a adus la ședința guvernului un borcan cu azbest. Republica Moldova este unica țară din Europa, iarăși ultimii care aprobă o lege care ar interzice uzul, folosirea azbestului. Cel mai răspândit produs care conține azbest în Republica Moldova sunt foile de ardezie. De 10 ani în urmă au început discuțiile cu intensificare în ultimii 5-6 ani, dar din păcate nu s-a găsit încă resurse până acum politice, în primul rând, pentru ca să fie depășit această problemă. Este demonstrat fără prisosință și nu cred că nimeni o să mai comenteze că aceste produse sunt cancerogene și foarte periculoase pentru cetățenii Republicii Moldova. Argumentul cel mai larg care era invocat până acum este că foile de ardezie sunt foarte ieftine, iar alte produse care ar trebui să înlocuiască aceste produse ar fi scumpe și foarte scumpe. Am verificat chiar astăzi veridicitatea acestei idei și nu este adevărat. O foaie de ardezie costă aproximativ 120 de lei și are 1,5 metri pătrați, iar există țiglă metalică care este și mai ieftină decât aceste foi de ardezie, care sunt importate doar din Federația Rusă și Ucraina. Desigur, vor fi deranjați un pic importatorii și distribuitorii, dar premiază aici sănătatea cetățenilor noștri, mediu ambient. Uniunea Europeană a interzis utilizarea produselor ce conțin azbest încă din anul 2005, iar România în anul 2007.